Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. A venit bunicul. Liniște și pace. Bună, Craig! Bună, bunicule! Avionul tău sosește mâine? O să iei un taxi? Sunt încă majoretă, da? Nu, pe Andy nu l-au dus încă la nebuni. Bine, bunicule, trebuie să plec. Mă întâlnesc cu Terry la mall. Pe mâine! Bunicul o să vină mâine. Ia uite-te la locul ăsta, este o mizerie! Bunicule! Tată, lasă-mă să te ajut! Ce mi-ai adus? Vai, tată, dar de când ai tu nevoie de un scaun cu rotile? N-ai de ce să te îngrijorezi, fiule. L-am adus doar pentru cazul în care îmi cedează șoldul. Din nou. Ce ai aici înăuntru de așa de greu? Doar câteva lucruri de care am nevoie. Să vedem. Medicamentele mele iau 20 pe zi. Toate la ore diferite, n-aveți grijă. Apoi am defibrilatorul, aparatul de tensiune, dispozitivul de dializă. Da, o să fie bine să fim în preajma, adică ta. Asta e tare drăguț, Andy, băiatule. Eu mă bucur că o să fiu aici, știind că tu o să fii în apropiere să mă prinzi când o să cad sau când mă dai cu unguient pe bătături. E o adevărată mângâiere, știi? Da, fii atent, pune asta sub nasul meu când dorm ca să te asigur că respir încă. Bun, băiat, știi că pot să mă bazez pe tine. Of, cauciucurile astea! Acum o să întârzi la serviciu. Ce s-a întâmplat, dragă? Cineva mi-a desumflat roțile de la mașină. De ce vă uitați la mine? N-am făcut-o eu. Atunci cine? Bunicul? Andy, ți-ai pierdut alocația. Scuzați-mă, dar eu am treburi importante. Trebuie să umflu roțile. Pe vremea mea obișnuiam să umflu cauciucurile cu gura. De-aia avem proteze toți. Ei, trebuie să mă duc la o întâlnire cu comitetul bibliotecii. Să fiți cu minți. Stai liniștită. Poate cineva să aranjeze televizorul ca să pot vedea de la toaletă? Mă duc afară, pa, pa, bunicule. Bine, pa, pa. După ce aranjez televizorul și mai repede un pic începe emisiunea mea. Andy Larkin, prezintă-te în birou directorului. Acum! Asta o să fie un record. Andy, bunicul tău a sunat. Zicea că are o criză și că tu trebuie să te duci acasă. Bunicule, bunicule, bunicule! Asta e ciudat. Bine, glumețule! Să joci rolul bunicului la telefon, ca să fur toate mingile de pe terenul de joacă. Tocmai ți-a dus o săptămână de spălat tablele. Cum? Sper că ești mulțumit. Acum toți cei din clasa 4-a pot să se joace doar cu o minge de noroi. Dar eu n-aș fi putut să... Adică de data asta n-am fost eu serios. Sau am fost eu? Bunicule, unde ai fost? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat a fost că am căzut pe potecă și tu n-ai fost aici ca să împiedici căderea mea. Dar am fost acasă, te-am căutat peste tot. Ei, am fost chiar aici în față, căzut la pământ în dureri mari de tot. Dar nu mă lăsa să vă întrerup viețile voastre mult prea ocupate. Andy? Cum ai putut să lași asta să se întâmple bunicului tău? Ia-ți adio de la alocație? Ești așa un neisprăvit? Dar am primit un mesaj la școală, am venit acasă și el nu era aici. Am fost aici.
Uite, bunicule, puțin apă pentru sete. Dă-mi, drăguț, ai vrea să-i pregătești bunicului niște legume înghețate? Doctorul spune că am nevoie de multă fibră. Desigur, bunicule. Hainele mele sunt toate înghețate. Aha, deci nu ai timp să-l așezi pe bunicul, dar ai timp în schimb să-mi congelezi toate hainele. Ești așa un nătărău. Nu știu despre ce vorbești, dar chestia asta chiar e beton. Nu, Andy, nu a fost beton. Și o să-i dai lui Jen alocația pe luna următoare. Noi nu congelăm hainele în familia asta? De ce nu mă crede nimeni? Farsele astea sunt grozave. Chiar super, dar surprinzător nu sunt eu cel care le face. Cineva face farsele astea, dar cine? Andy, băiete, poți să-mi dai monitorul de inimă? Trebuie să-mi verific vechea ticăitoare. Nu mai atât de puternică ca pe vremuri. Poți conta pe mine, bunicule. Cere-mi orice ai nevoie. Îți spun un lucru, dacă aș fi în locul tău, aș termina cu chestiile astea de râs. Viața e serioasă, ar fi bine să înveți asta acum. Îți promit, bunicule, o să fiu cu minte. Hei, domnule Larkin, cele două pizza cu anșoa pe care le-ați comandat fac $22.95. Dar n-am comandat nicio pizza. Aveți numele pe comandă. Face $22.95. Andy, asta e prea de tot. Să mi se livreze de pizza la mașină? Asta e bună, Andy. Dar n-am făcut-o asta eu. Asta o să se scadă din alocația ta. Cred că n-am să mai primesc vreodată alocația mea de băia cu minte. Ce e asta? Bluza mea favorită distrusă? Andy? Nu, nu cred că ți se mai potrivește. Asta se scade din alocația ta. Haide, mamă, n-am fost eu. Doar ai fost martor, nu-i așa? N-am fost eu. Pe vremea mea nu se numea tău, știi? Spunea pâine împrăjită. E adevărat ce vă spun. Dar ce are cățelul ăsta de latră? Ăsta nu-i loc pentru un scaun cu rotile. Nu e normal. Ei, ce s-a întâmplat? Foarte haios, mocofanule. Cine te-o fi crescut? Eu nu. Lasă-mă să ghicesc. Asta se scade din alocația mea? Aici ai nimerit-o și încă ceva. Nu te obosi, mă trimit singur în camera mea. Cineva acolo încearcă să mă tragă pe sfoară. Nu știu ce e în pilulele acelea pe care trebuie să le ia, dar cred că funcționează un pic prea mult. Bunicule, ce faci aici sus? Dă-te așa, fiule. Dar șoldul tău, inima ta, cum ai reușit asta? Amândouă sunt bine, de fapt sunt sănătos tun. Vezi tu, am auzit că îți plac festele. Opa. Ce zici, m-am decis să te învin chiar pe terenul tău. O bătălie a festelor. O închide gura, Andy, oricum, eu sunt responsabil pentru toate. Glumești? Wow, au fost magnifice. Ești un adevărat artist. Desigur aș fi preferat să o alegi pe Jen ca victimă, dar totuși, bine lucrat. Jen n-am fi rezistat, sărăcuța. E fragilă, rău, dar tu ai potențial. A fost o adevărată izbândă să te păcălesc pe tine. Apropo, am pregătit un mic fond ca să te despăgubesc pentru toate alocațiile de care te-am lipsit, nepotul meu favorit. Sunt singurul tău nepot. Nu strica momentul, fiule. Hai să mergem. Mulțumesc, ești o dulce. Nu ca unii oameni pe care îi știu eu. Bine, toată lumea, faceți loc. Îl salvez eu pe bunicul. Mulțumesc, Andy, mi-ai salvat viața. Faci cinste acestei familii și întregii omeniri. A fost nemaipomenit, fiule. În vremea mea nu pedepseam pe salvatori. Le făceam un grătar. Ai dreptate, tată. Andy, consideră că pedepsa s-a terminat. Jen, du-te și adu și bunicului și lui Andy niște limonadă. Vezi că ai gumă de mestecat în păr, dragă. Mulțumesc, bunicule, ești cel mai tare.
Da, sunt. Acum, ce-am putea face pentru un bis? O să fiu aici încă 2 săptămâni și aud că orașul ăsta e o țintă ușoară. Ai vrea să-mi aduci și mie bastonul? Asta e bună, bunicule. Da, am.